Bună! Haideți să discutăm astăzi despre legi de compoziție. Se vor numi legi de compoziție interne sau operații algebrice. Ce înseamnă asta așa în cuvinte scurte? Practic știm operațiile care, pe care le cunoaștem până acum. Adunare, scădere, înmulțire, împărțire de numere, adunare, scădere, înmulțire de matrice, compunerea funcțiilor, iarăși este o operație pe care o cunoaștem, compunerea permutărilor. Ei bine, vrem să inventăm operații noi. Cum anume? Păi, ce o să fie o lege de compoziție internă? Practic, o să fie orice funcție definită pe M ori M, unde M este o mulțime nevidă, cu valori în M. Adică, cu alte cuvinte, la două elemente X și Y dintr-o mulțime M, îi asociem printr-o operație compunerea acestor două elemente, X compus cu Y. Haideți să scriem și definiția și să luăm concret câteva exemple. Deci, fie M o mulțime nevidă. Se numește lege de compoziție internă. O să-i spunem simplu lege de compoziție. Sau operație algebrică internă, algebrică, orice funcție pe care o vom nota cu steluță sau o să vedem că notațiile pentru aceste operații